cum Onduku schimb de pase cu Wesley. Wesley este tehnic, greu să iei mingea. Marcheze, Hanag a marcat în minutul 1 și 20 de secunde la Piatra Neamț. Cam la fel a marcat Coșereanu în această partidă. Primul Sergiu Oltean mută jocul în dreapta, cei de la Botoșani din prima foarte bine Rusel, iată-l pe camerunezul Rusel în combinație cu Hanag, continuarea lui Hanag, fotbalist olandez născut în Curaçao, a trecut pe la Heerenveen. Totuși, FC Botoșani rămâne o echipă redutabilă în deplasare dintre cele 17 puncte. Morții! Ce noroc au cei de la Iași la această fază. Martinus la câțiva centimetri de a reuși dubla. Continuă forcing-ul botoșanului Rusel pentru Axinte. Axinte! Și respind! Se puteau solda cu goluri. Martinus a fost la un pas de a duce Botoșanul în avantaj, se clatină defensiva celor de la CSMS Iași, o apărare și de minge, însă brazilianul a încercat să iuțească jocul și să surprindă adversarul. Croitoru pentru Rusel, centrarea lui Rusel și capul lui Hanag trece pe lângă poarta lui Caparco. O nouă șansă de gol pentru cei de la Botoșani, care au pornit mai greu în acest meci. Jucătorii lui Grozavu sunt, spuneam, doar 4 puncte acumulate în primele 10 etape. Interesant este faptul că Botoșanul, în cazul în care va reuși, capitanul celor de la CSMS Iași, scurcă acolo sau nu, cât pe ce, nu, pe Rusel, a sprintat Martinus față-față cu Caparco, Martinus, extraordinară intervenția lui Ionuț Voicu, fantastic a reușit Ionuț Voicu să evite golul, Martinus îl driblase pe portarul Caparco, însă Ionuț Voicu are o intervenție care ar putea să echivaleze cu un gol marcat. Iată-l pe Martinus, care își face bine mingea, însă Voicu și viteza sa supersonică. Extraordinar efortul lui Ionuț Voicu, care evită un gol ca și făcut. Și o intervenție salvatoare care a făcut cât un gol. Iată-l acum pe Rusel. Rusel și ocazie imensă a lui Hodnog. Putea fi 3-2, însă Attila Hodnog trage peste poartă dintr-o poziție ideală, altruist la această fază, camerunezul Rusel. Iată-l. Chiajna va juca sâmbătă din nou pe teren propriu cu CSMS Iași, apoi meci cu Rapid. Partide extrem de importante pentru echipa antrenată. Nu foarte bună a lui Daniel Florea. Suferă Concordia în absența lui Wellington. Din a titularizat, nu dă același randament ca atunci când vine de pe bancă. A marcat și în 2015 din postura de rezervă. Aici e un cartonaș galben pe care îl cere practic Mușat după acest duel cu germanul Ian Cam. Acum de exclusiv în stânga Lovin greșește pasa, însă greșește și Patache la rândul său, greșește și Flore. O minge pentru Mihai Dina, s-a retras deocamdată, se reduc în flancul drept, descoperit după eliminarea lui Mușat. Bordeianu trece de Purece, îi trimite lui Martinus, olandezul pentru Croitoru, poziție bună de centrare, o minge scoasă la Neluz Roșu. Îngateu pentru Russell, trece
frumos acolo, germanul deschide pentru, încearcă să protejeze, să era dezechilibrat acolo. Bucur. Avansează și Îngadeu Russell pentru Neluț Roșu. O acțiune sortită eșecului încă de la început. Preluarea lui Roșu. Croitorul a șutat Vajvari, însă a făcut un blocaj. Patapie pentru Russell. Germanul față în față cu Bucurică. Pasă pentru Vajvari. Șut foarte bun, gol! Gol Vajvari! În minutul 48, o execuție excelentă a decarului de la FC Botoșani. Nici o șansă pentru Matache, nici n-a avut reacție golkeeperul Concordiei și iată momentul pe care îl așteptau de atâta vreme botoșănenii, jucători și suporteri, evident plus cei din staful moldovenilor. Gabriel Vajvari la golul cu numărul 6 în acest sezon. O fază prelungită de atac, o minge pe care Russell i-o trimite lui Vajvari. Stop și șut impecabil în diagonală. Spuneam, nicio reacție, o pendulare foarte scurtă. Frică, el cu Russell, cade, se ridică, păcat ușor de Îngadeu, Russell pentru același Îngadeu, e foarte puternic, germanul Russell. Doi dinamoviști cu ștate vechi, implicați în fotbalul din Moldova. La 2 cu Dinamo și 3-0 contra Rapidului. Dincu se uită pentru o pasă verticală. Combinație cu Russell, cred că este destul de moale gazonul, a plouat. Roșu pe poziție viitoare, excelent această combinație, Martinus cu centrarea pe vara a doua! Mare ocazie, doi fotbaliști nu au ajuns la întâlnirea cu balonul, Paul Batin și Russell. S-a accentat însă Dumitru Hotoboc. Ce frumos îi pasează aici Neluțul Roșu lui Martinus. Centrare în forță, în 6 metri. Paul Batin este cel care îl lovește pe Hoc. Florin Marin. Russell. Se duce spre careu. Trece frumos Russell. Centrează doi fotbaliști pe bara a doua. Croit. O intrare pe un duel cu Elder. Își revine Martinus, accelerează bine în bandă, Russell centrează, dar mingea este oprită de Cucu în această fază. Prea bine, Russell încearcă apoi să... Teleporți în această primă repriză, scorul în continuare egal 0-0. Russell, pasă imprecisă, Solomu așteaptă în partea dreaptă. Neluț Roșu, mingea este blocată. Acolo s-a încheiat atacul. În spate balonul însă lui Matondo. A încercat să se redreseze, dar a pasat în profunzime, dată de Îngadeu. Pare să fie specialitatea Castel. În stânga este Martinus, Patache îl alege pe acest Russell nu trece de Murgoci. 10 metri pe poartă. Patache. Și o pasă pentru Croitorul din prima. Excelent Russell în care o poate finaliza. Russell intervine. Dribling scurt, pasă la interior pentru Amrun. Nu este acea combinație și acum contraatacul gazdelor cu Russell. Urmărit de Murgoci și de Emil Dică. Patache pleacă din acea zonă Russell. Face spațiul lui Patache. Centrare Hadnaghi cu spatele Russell.